Au devenit urșii din orașul Sinaia o problemă pentru comunitatea locală sau rămân doar o atracție turistică? Aceasta a fost tema unei întruniri ținute astăzi la Sinaia între reprezentanții administrației locale și reprezentanții ecologului Silvic Prahova, ai Parcului Natural Bucegi și ai Jandarmeriei Montane. În urma discuțiilor purtate astăzi se va alcătui un dosar care va fi înaintat Ministerului Mediului pentru a hotărî soarta urșilor problemă din Parcul Natural Bucegi. Vizitele urșilor în fiecare seară la marginea stațiunii Montane au devenit deja celebre și sunt un punct de atracție pentru sute de turiști amatori de senzații tari veniți din țară sau din străinătate. Nu de aceeași părere sunt și reprezentanții autorităților locale, care spun că s-au săturat să primească reclamații și cer silvicultorilor să ia măsuri pentru a preveni întâlnirile dintre animale și turiști. Ca prime măsuri, edilii locali s-au gândit să-i amendeze pe turiști și pe proprietarii restaurantelor care hrănesc urșii. Edilii și silvicultorii nu exclud transportarea urșilor problemă în rezervația de la Zărnești, dar și crearea unei zone unde turiștii vor putea beneficia de silvoturism, un program care permite acestora fotografierea sau filmarea animalelor în deplină siguranță, mai ales că astfel se vor putea încasa bani la bugetul local. Am avut o întâlnire cu mai mulți factori implicați referitoare la pericolul pe care le prezintă urșii gunoier, mai mult, ca așa se numesc acum. S-a hotărât ca în termen de 7 zile să întomim o documentație în care să contribuim și noi de la primărie și Ocolul Silvic și Garda de Mediu și jandarmii și poliția cu cazurile care s-au întâmplat, cu ce se poate întâmpla. Deci până marți va fi gata un dosar care va fi trimis la Ministerul Mediului. În dosarul ăsta, în afară de documentația pe care o adunăm și o predăm acolo, o să facem și niște propuneri. Una din propuneri este să reducem numărul urșilor din zona noastră, pentru că numărul optim din informațiile pe care le am este de 26. Acum în zonă sunt aproximativ 60 de urși. Ca primă măsură, pădurarii vor înteți patrulele de la marginea orașului și vor monta bariere de hrană pentru ca urșii să nu mai coboare în oraș. Ei au adus tehnologia în ajutor în războiul cu urșii din Bucegi. Animalele vor fi monitorizate prin satelit cu ajutorul sistemului GPS. Programul urmează să fie extins și la animalele mai recalcitrante. Urșii vor putea fi urmăriți pas cu pas pe o suprafață de 33.000 de hectare, atât cât măsoară Parcul Natural Bucegi. Specialiștii spun că acest gen de monitorizare va fi extins în toate zonele din Munții Bucegi și Ciucaș, în special în localitățile în care urșii au început să se familiarizeze cu prezența oamenilor. Acțiunea are ca scop urmărirea comportamentului animalelor și pe viitor îndepărtarea acestora de așezările urbane. Urșii din cartierul Furnica din Sinaia și-au făcut un obicei din a veni seara printre oameni ca la restaurant. Ei preferă mâncarea de tip fast food de la oameni, chiar dacă în pădure hrana este suficientă în această perioadă a anului. Interesant este faptul că pe urși nu-i mai sperie nici măcar aglomerația zonelor urbane, ei devenind parte integrantă din peisajul nocturn al stațiunii. Emoții, candidați fericiți și alții dezamăgiți de notele primite. Este vorba despre absolvenții claselor a 12-a care au susținut astăzi a doua probă a examenului de bacalaureat, respectiv limba și literatura modernă. La Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia, absolvenții așteptau ca APAC să intre în seriile de examinare. La ieșirea din clase, opiniile au fost împărțite. În timp ce unii au obținut nota 10, fiind mulțumiți de membrii comisiei și de subiectele extrase, alții nu au avut aceeași părere. Cum a fost examenul? Mie mi s-a părut cel mai nașpa examen. De ce? Așa, nu știu, de lipsa de interes, nu știu, nu prea mi-am dat interesul anul ăsta. Și cât ai luat? A, dacă mă întrebați cât am luat, să văd rezultatele la sfârșit. Comisia cum a fost? A fost o doamnă mai nasoală, așa, ca să spunem. Sper să ai mai mult succes la probele următoare. La scris, da, mă bazez pe scris. N-ai prea iubit franceza. Nu iubesc franceza. Sincer. Nici engleza. Nu, un pac. Păi de ce ai preferat să dai la limbi străine? Dacă... Păi noi suntem rută progresivă și ar trebui să dăm și noi bacul, nu? La ce probă ai dat astăzi exact? Franceză. Și cum a fost? Destul de ușor. Adică pentru cei pregătiți e ușor, dar probabil au fost și probleme, nu știu. Ce notă ai obținut? 10. Oh, felicitări, nota bună. Mulțumesc. Emoționată? Ai avut emoții? Puțin înainte, puțin și după, că nu s-a terminat, urmează și e mai greu ce vine decât ce a fost. Reprezentanții comisiilor de examinare sunt mulțumiți de modul cum s-au descurcat candidații în timpul examenului. Mai mult, la Sinaia, notele la limba și literatura maternă au fost mai mari decât cele de la limba și literatura română. Astăzi desfășurăm proba a doua orală la examen de bacalaureat, proba de limbi străine. La Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia se desfășoară probe la limbile moderne, limba engleză și limba franceză. Până acum examenul decurge în mod normal.
Elevii dovedesc o bună pregătire, o cunoaștere a materiei foarte bună, dovadă sunt și notele mari, chiar mai mari decât la limba română. Și sperăm să încheiem cu succes pentru toată lumea această probă orală sau aceste prime probe orale, urmând ca de vineri să începem probele scrise. Subiectele pentru probele orale au fost elaborate la nivel național și cuprind teme din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maxim 10-15 minute. Elevii care nu au obținut nota 5 sau care nu s-au prezentat la examen nu vor mai putea participa la următoarele probe. Probele scrise ale bacalaureatului vor începe pe 27 iunie, iar afișarea rezultatelor va avea loc pe 5 iulie, adică atunci când vor putea fi depuse și eventualele contestații. În parcul Dimitrie Ghica din Sinaia, cântecele de fanfară vor începe să răsune de sâmbătă seara. Ca și în anii trecuți, în fiecare sâmbătă, după orele 18, fanfara teatrului din Târgoviște va veni la Sinaia pentru a le cânta diverse genuri de muzică celor care aleg să-și petreacă după amiaza în aer liber. Tot în parcul Dimitrie Ghica vor fi organizate pe parcursul sezonului cald și o serie de concerte folclorice. Începând de sâmbătă, în fiecare sâmbătă pe la 6 în Amurg, de la sfârșitul lunii iunie până în septembrie, vor avea loc în foișorul din Parcul Dimitrie Ghica concerte de fanfară. Suntem la al treilea an, deja am prins o tradiție în ceea ce privește acest eveniment și ne mândrim cu asta. De asemenea, vom face probabil tot în parc și spectacole folclorice. Vom anunța data la care se vor stabili aceste concerte. Fanfara este o fanfară a teatrului din Târgoviște, cu care noi am mai colaborat în trecut și la festivalul Sinaia Forever de anul trecut. Sunt oameni profesioniști care abordează mai multe genuri muzicale. Muzică de promenadă, cafe-concert și așa mai departe. În anii trecuți, cântecele fanfarei din Târgoviște au avut un real succes printre turiști localnici, asta pentru că zeci de persoane se strângeau în preajma foișorului ca să asculte melodiile cântate de instrumentiști. Începând de la 1 iulie, cei care și-au achitat taxa de primă înmatriculare de la începutul anului 2007 și până în prezent au dreptul să-și recupereze diferența dintre valoarea actuală a taxei și cea care urmează să intre în vigoare. Pentru a putea intra în posesia banilor, trebuie să aveți chitanța care confirmă plata taxei în perioada 1 ianuarie 2007 și 30 iunie 2008 și să întocmiți o cerere în acest sens. Acestea vor fi incluse într-un dosar pe care solicitanții trebuie să-l depună la administrația fiscală de care aparțin. Fiscul vă va verifica cererea și va restitui diferența într-un cont sau un numerar. Tot de la 1 iulie, taxa de primă matriculare va fi înlocuită cu taxele de poluare auto. Două terase marca Old Nick au fost deschise zilele trecute. Cea din centrul Sinei este amplasată în fața centrului comercial. Mobilierul și decorul sunt concept glamour și aduc către stilul anilor 60. Desigur, nu lipsește muzica bună și servirea ireproșabilă. Dacă în centrul orașului terasa are stilul anilor 60, în parcul Dimitrie Ghica terasa este rustică, cu mese și băncuțe din lemn, dar și cu flori ornamentale. Ca și anul trecut, clienții se vor putea răcori cu băuturile preferate, dar în același timp vor putea urmări o serie de concerte și diferite proiecții. Ce ne putea spune despre cele două terase recent redeschise? În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți oaspeții noștri în vara din anul 2008. Ce pot să vă spun? Am redeschis cele două terase, din una în centrul orașului Sinaia, Lange Olnic, și cealaltă The Garden Olnic, aflată în parcul Dimitrie Ghica. Pentru anul acesta am venit cu un concept nou, un concept pe terasa Lange, un concept glamour, un stil al anilor 60, în care îl regăsiți în mobilier, în aranjamentul din spatele barului. Este un concept la modă. Pentru parc am pregătit aceeași idee de berărie, de o terasă specifică parcurilor din marile orașe, unde, la fel ca și anul trecut, vor fi concerte în aer liber, proiecții, video și tot ceea ce știți. Cele două terase, cea din centrul Sinei și cea din parcul Dimitrie Ghica, vor fi deschise pe tot parcursul verii. Ca și anul trecut, terasele se vor închide odată cu organizarea festivalului Sinaia Forever, adică la începutul toamnei.